Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint cazul misterios al unui bărbat care își amintește că s-a reîncarnat de 16 ori, inclusiv ca extraterestru. Dr. Frederick Lenz, celebrul expert american în reîncarnare, în cea mai faimoasă carte a sa, Lifetimes, True Accounts of Reincarnation, descrie o mulțime de cazuri de reîncarnare, în timpul cărora un bărbat, pe nume Alan Lee, își poate aminti în detaliu 16 vieți de reîncarnare anterioare. Raportul de investigație a lui Frederick Lenz a făcut odată senzație în comunitatea științifică. Alan Lee avea 38 de ani la acea vreme. S-a născut într-o casă bogată din Philadelphia. Când era copil, îi plăcea să poarte halat și coroană în casa lui și să joace rolul faraonului egiptean. Nu îi plăcea să învețe și a părăsit școala în clasa a 10-a. După aceea a lucrat în orice industrie, dar mai târziu a fost implicat în afaceri și a devenit destul de bogat. Tulburat și confuz la un moment dat, Alan Lee a decis să fie hipnotizat de Dr. Irving Mordz, un cunoscut psihiatru din Baltimore, Maryland. Sub ancheta doctorului Mordz, Lee, aflat într-o stare de somnambulism, și-a amintit în detaliu evenimente din cele 16 vieți ale sale. Nu numai că putea să spună povestea, dar și să scrie în detaliu în limbi specifice pentru fiecare viață, inclusiv în limba egipteană antică, în romană antică, în italiană și așa mai departe. Alan Lee putea chiar prezice viitorul într-o stare de hipnoză și a prezis numele unui nou medicament pentru cancer. Unele identități din viețile anterioare au fost chiar verificate. Printre cele 16 reîncarnări descrise de Alan Lee, multe dintre ele erau doar oameni obișnuiți. Nu există înregistrări în cărțile de istorie, așa că este dificil de verificat, deși înregistrările genealogice au fost confirmate. Alan Lee și-a amintit că el a fost faraonul Calicrates al Egiptului Antic în viața sa și a condus Egiptul Antic între 341 și 344 înainte de Hristos. În timpul hipnozei, Alan Lee a vorbit fluent limba egipteană antică și a scris hieroglife egiptene antice. Deși a fost hipnotizat, a vorbit cu o atitudine foarte arogantă și cu demnitate de împărat. Savanții în egiptologie au fost invitați să studieze hieroglifele scrise de Alan Lee și au confirmat că acestea erau într-adevăr scrieri egiptene antice. După ce au ascultat caseta sesiunii de hipnoză, oamenii de știință au confirmat de asemenea că limba vorbită de Alan Lee era cea a Egiptului antic. După verificare, a existat într-adevăr un faraon în Egiptul antic care fusese împărat doar timp de 3 ani, iar numele său era corect. Lucrul ciudat este că acest faraon nu este o figură istorică celebră. Cum a aflat Alan Lee povestea acestui faraon? Mai mult, a părăsit școala la gimnaziu și nu a studiat prea mult. Cum a învățat Alan Lee caracterele și limbile egiptene antice? Experții nu pot explica toate acestea și spun că este vorba despre ceva suprarealist. În timpul hipnozei, Alan Lee a spus că într-o altă viață a fost Jamie Brewster, un soldat sudic în timpul războiului civil american. Că s-a născut în Georgia în 1847 și că a murit în război în 1863, la vârsta de 16 ani. Într-adevăr, acest incident a fost confirmat de către experți pe baza istoriei războiului civil și al listelor ofițerilor și soldaților. Ceea ce i-a nedumerit pe cercetători a fost că Brewster a fost doar un soldat obișnuit, nu o celebritate, și că nu a existat niciun raport media despre viața acestui soldat. De asemenea, Alan Lee cunoștea bine experiențele de viață ale lui Brewster. Alan Lee și-a amintit și că a fost un indian nativ american
pe nume Sequoia într-o altă viață. Deși nu există nicio modalitate de a confirma acest lucru, în timpul hipnozei, acesta a descris în detaliu munții în care locuiau băștinașii. După ce au verificat, experții au ajuns la concluzia că tot ce și-a amintit Alan Lee era adevărat. Odată Alan Lee a spus că, pentru o viață întreagă, a fost un sclav evreu pe nume Iosefeus. El a trăit pe vremea lui Isus, acum 2000 de ani. Mai mult decât atât, Alan Lee spune că a fost martor la persecuția și moartea lui Isus, încercat și pironit pe cruce. În cele 16 reîncarnări ale lui Alan Lee, este surprinzător că el a fost și extraterestru. Alan Lee a spus că, pentru o viață întreagă, a fost o formă de viață a lui Neptun în sistemul solar. Inițial a fost energie spirituală și a venit pe pământ pentru a trăi în trup. În acel moment, ființele umane de pe pământ nu fuseseră încă create. El a spus că mai târziu a murit într-o explozie nucleară. Numele persoanei sale din spațiul cosmic era Noran. Vorbea fluent o limbă ciudată, într-o transă precum somnul, și când s-a trezit, a scris pe o bucată mare textul Neptun cu simboluri ce păreau stenografice. Când Alan Lee și-a amintit această viață, multe dintre cunoștințele menționate nu erau știute de experți, care au fost uimiți de surpriză. Interesant este că Alan Lee a menționat că a fost și un celebru star de cinema în vremurile moderne și de asemenea că a oferit o mulțime de dovezi verificabile. Conform amintirilor sale, într-o viață anterioară a fost Rudolf Valentino, 1895-1926. Valentino a fost una dintre cele mai populare vedete din anii 1920 și unul dintre cei mai cunoscuți actori din era filmului mut. Deși filmele în care a jucat nu sunt celebre în prezent, Valentino este unul dintre cei mai cunoscuți actori ai acelor vremuri. Tatăl lui Valentino era italian, iar mama lui franțuzoaică. În hipnoză, Alan Lee a povestit multe secrete din viața privată a lui Valentino și multe trivialități din timpul filmărilor. A scris chiar și o scrisoare în italiană, ca scrisoarea lui Valentino către mama lui. Experților le-a fost foarte ușor să verifice autenticitatea reîncarnării lui Alan Lee. La urma urmei, Valentino este un actor celebru în vremurile moderne. Există date și dovezi. Experții au invitat special pe veteranii de la Hollywood să-l întrebe pe Alan Lee. Șocant a fost că veteranii au pus niște întrebări pe care doar Valentino și cei prezenți la acea vreme le cunoșteau, iar Alan Lee putea să dea unul câte unul răspunsurile corecte. Fotograful care a luat parte la filmările The Shake, filmul care l-a consacrat pe Valentino, l-a întrebat pe Alan Lee dacă știe câți oameni au mers împreună la locație pentru a începe filmările în timpul primei zile de filmare și dacă știe ce accident s-a întâmplat. Alan Lee a răspuns, citez, "Eu am condus cu 3 dintre voi, un total de 4 persoane. Mașina a avut un accident pe drum, iar roata din față dreapta a căzut și s-a rostogolit pe marginea drumului." Am încheiat citatul. Alan Lee a menționat de asemenea și numele celor 3 persoane din acel grup, toate fiind adevărate. Dintre cele 4 persoane de atunci, doar fotograful și Valentino rămăseseră în viață, celelalte 2 decedând în urma accidentului. Fotograful nu a vorbit niciodată cu străinii despre aceste lucruri, iar răspunsul lui Alan Lee l-a surprins cel puțin. Mai mult decât atât, un expert în scris de mână l-a contactat pe Alan Lee pentru a semna numele lui Valentino. Apoi a verificat semnătura oficială a lui Valentino de pe un document și a fost surprins să constate că cele 2 semnături se potriveau perfect. Însă, ceea ce este și mai șocant este scrisul de mână, care limita la perfecție pe cel al lui Valentino. După verificarea celor 2 semnături,
Expertul în scris de mână a spus că scrisul lui Alan Lee și cel al lui Rudolf Valentino sunt exact la fel și nu imitație. Dar investigațiile au mers și mai departe. Amprentele, din punct de vedere al medicinii contemporane, sunt unice pentru fiecare persoană și rămân aceleași toată viața. Amprentele digitale a două persoane nu sunt la fel în lume, așa că amprentele au devenit una dintre dovezile importante în anchetele penale. Ceea ce este incredibil este că, după verificarea experților, amprentele lui Alan Lee au fost exact aceleași cu cele ale lui Valentino, care a murit în 1926. Cu toate acestea, este curios că, deși amprentele lui Alan Lee sunt exact aceleași cu cele ale lui Valentino, aspectul său este diferit de cel al lui Rudolf Valentino. Psihiatrul care l-a hipnotizat pe Alan Lee, Dr. Irvin Modes, a spus că l-a studiat pe Alan Lee timp de 5 ani și a crezut că nu a făcut nicio fraudă în acest proces. Ceea ce a spus acest om sub hipnoză este incredibil. Nu pot să explic despre ce este vorba, a spus medicul. Mai mult decât atât, un alt psihiatru din India, Banerjee, care a studiat reîncarnarea mai bine de 25 de ani, după ce a citit raportul despre Alan Lee, a spus: povestea reîncarnării lui Alan Lee este cel mai ciudat caz. Nu există o explicație științifică. Dragi prieteni, atât despre acest caz misterios de reîncarnare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și vă aștept cu drag și data viitoare. Vă spun numai bine până atunci, pe curând, prieteni!